Sfântul Dionisie de la Colciu, să știți, chiar vedea pe diavolul cum cățuiește în biserică. Vedea, a văzut o vedenie. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purerea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Astăzi să vă vorbim puțin despre dovezi ale existenței diavolului. Pentru că este un subiect care, din păcate sau din fericire, trebuie clarificat. Și mai ales pentru că acum, în apropierea aceste zile o să fie ziua Sfintei Maria Duminica, Sfintei Maria Egipteanca, care am sărbătorit-o în ziua ei, în urmă cu o săptămână. Și Sfânta Maria Egipteanca a fost ca nimeni altcineva, sau puțin dintre sfinții care au fost atât de înșelați de diavol și s-au pocăit așa de mult încât să poată să iasă de sub această înșelare. Nu știu dacă știți foarte pe scurt viața Sfintei Maria Egipteanca, ea a fost o fetiță foarte tânără, foarte curată și la vârsta de 12 ani s-a dus în Alexandria și acolo a căzut în păcatul desfrânării, a o măsură foarte mare, după care s-a dus la Ierusalim, mă rog, o întreagă poveste cum a ajuns acolo, tot prin păcat, și la Ierusalim, vrând să se închine la Sfânta Cruce, aceasta, cu harul ei, cu harul de fapt lui Dumnezeu, a împiedicat pe viitoarea Sfânta Maria Egipteanca, pe Maria, să se apropie de cinstitul lemn și de viața făcătoare a Sfintei Cruci. Pentru că Sfânta Cruce, datorită faptului că dorul vieții s-a răstignit pe ea, este vie, să știți, are acest mare dar și are darul facerii de minuni. Nu prin sine însăși, pentru că este lemn, ci prin harisma, prin darul celui care, cum spuneam, s-a răstignit pe ea, adică Domnul nostru Iisus Hristos. După ce Maria și-a dat seama că nu poate să intre în biserica unde se afla cinstitul lemn Sfintei Cruci, Biserica Învierii din Ierusalim, în clipa respectivă s-a întors către Maica Domnului, a rugat-o pe Maica Domnului să o lasă să intre, că se va pocăi. Maica Domnului a mijlocit pentru ea, a intrat, s-a închinat la Sfânta Cruce, după care s-a întors cu toată ființa ei la credință și duce o așeză fenomenală în deșert și ajunge să devină Marea Sfântă pe care o cunoaștem astăzi. Dar să nu intru foarte mult în detalii vieții sale, pentru că pe Sfânta Maria Egipteanca, mare atenție, nu putem să o avem ca exemplu nici înainte și nici după convertire, pentru că viața este foarte extraordinară. Și din cauza asta putem să luăm, și este bine să luăm, cel mult Duhul ei, adică dăruirea totală a ei față de către Dumnezeu și lepădarea de toate cele lumești. Și mai este lupta fără preget împotriva răului care colcăia în ea, împotriva diavolului. Pentru că diavolul, trebuie să știți, fraților, că nu este o închipuire abstractă a răului, adică o veste sau ceva de genul ăsta, ci este cineva foarte concret. Deci ceea ce ne ajută mult mai mult în cazul Sfintei Maria Egipteanca este să vedem cum a ajuns Sfânta Maria Egipteanca aici, la această stare și cum a învins pe diavol. Întâi de toate trebuie să știm că principala cauză pentru care Sfânta Maria Egipteanca a ajuns să cadă așa de adânc, așa de rău, a fost pentru că și-a crezut gândurile. Diavolul luptă prin gând, diavolul luptă prin sugestie, pentru că diavolul, trebuie să știți că este un tip de minte. Toți îngerii, și îngerii buni și îngerii răi, sunt tipuri de minți. Când spunem nouă cete îngerești, spunem de fapt nouă tipuri de minți, care aceste tipuri de minți, aceste cete îngerești pot să fie bune, adică binevoitoare sau răuvoitoare, malefice. Așa, iarăși un alt lucru care a, dincolo de crezutul gândului, Sfânta Maria Egipteanca a fost învinsă de către diavol pentru că a fost singură, s-a însingurat, a plecat de acasă, a avut o foarte mare lipsă de experiență, nu știa, a vârsta de 12 ani ce putea să știe, înțelegeți? Și din cauza asta a fost atrasă de plăcerile lumii acesteia și de acolo încolo
a căzut, a devenit una dintre cele mai mari desprânate din Alexandria. După cum vedeți, diavolul încearcă totdeauna să izoleze, să izoleze pe om, să nu întrebe, să nu afle, să nu se spovedească și să, și astfel diavolul să încerce să-l lovească fără milă, bazându-se pe acuta lipsă de experiență a omului. În cauza asta vreau să fim foarte, foarte atenți, pentru că toate războaiele se bazează pe înșelare. Toate războaiele se bazează pe înșelare. Deci din cauza totdeauna să avem mare atenție la gândurile noastre și niciodată să ne credem în gândului. Niciodată să ne credem în gândului. În cauza asta, pentru că dacă suntem mulți și întrebăm și ne spovedim, reușim să ieșim de sub influențele demonice, din cauza asta diavolul urăște enorm spovedania. Urăște enorm întrebarea și, bineînțeles, urăște, cum spuneam, scoaterea la lumină a tărtipurilor sale. Sfinții părinți vorbesc de diavol ca de un șarpe care, în clipa în care este scos la lumină, el fuge. Fuge. Asta, bineînțeles, și vedem și în capitolul Facerii, în Vechiul Testament, în care, într-adevăr, diavolul este asemănat cam cu un șarpe. Cum spune că șarpe a venit la Eva și să a vorbit de pom cunoștinței binului și a răului. După cum vedem, pentru că am spus înainte că diavolul atacă prin gânduri, trebuie să știți care este marele secret al diavolului. Marele secret al diavolului. Marele secret al diavolului este că diavolul nu poate să facă nimic. Țineți în minte asta, diavolul nu poate să facă nimic. El poate doar să momească, poate doar să ispitească, poate doar să zică, haideți, facem, fă-o, du-te acolo, fă cealaltă. În cauza asta, diavolul totdeauna trebuie să dea un motiv rațional, o îndreptățire. El totdeauna se împlătește cu o îndreptățire, totdeauna șercuiește, astfel încât să-l convingă pe om să facă, pentru că diavolul niciodată nu poate să silească pe om. Omul este totdeauna liber. Și din cauza asta, să nu vă înfiurați în clipa în care vă vin gânduri. Ciodată să nu marșați cu gândurile, pentru că, cum să zic, gândurile vă silesc. Nu dați atenție gândurilor, nu vorbiți cu gândurile. Am spus asta de foarte multe ori. Dacă voi nu doriți, nu o să se întâmple practic, oricât de mult ar ataca diavolul în gând. Dacă avem un război îndelungat, nu înseamnă că asta trebuie să și facem. Dacă avem o presiune de gând, o reclamă a diavolului repetată în continuu, nu înseamnă că lucrul ăsta este și adevărat, chiar dacă unii spun că minciunea repetată la nesfârșit devine adevăr. Nu este așa în viața duhovnicească și nici în viața reală. Să fim foarte atenți, să fim tari, să nu facem păcatul cu fapta. În clipa în care am făcut însă păcatul cu fapta și cu gândul, am principal cu fapta, diavolul lovește totdeauna în curaj. El lovește totdeauna în curaj. El este ca un asasin care trage două focuri. Unul să ne rănească prin păcat și cel al doilea să ne lovească în curaj. De ce? Pentru că în clipa în care omul păcătuiește, a pierdut o bătălie. În clipa în care omul și-a pierdut curajul, a pierdut tot războiul. Și din cauza asta, cum spunea, diavolul lovește în curaj, pentru că curajul este forța motrice care împinge pe om înainte. Fiți foarte atenți, nu există binecuvântare să vă pierdeți curajul, nu există motiv să vă pierdeți curajul. Sfântul Ion Scăraru spune că după cum nu este motiv ca un om care are febră să se sinucidă, la fel nu este motiv pentru om care păcătuiește să-și pierdă curajul. Deci să avem grijă. Acum, cine este diavolul? Am spus că diavolul este un tip de minte răuvoitoare, este o inteligență foarte malefică și foarte experimentată, să știți, foarte experimentată. Cuvântul diavol nu reprezintă o specie, ci reprezintă o trăsătură de comportament. Trăsătură de comportament. Diavalo, în limba greacă, înseamnă a instiga, a săpa, a băga strâmbe, a cleveti. Iago din Otello, de Shakespeare, dacă ați citit Otello, acest personaj este o reprezentare foarte bună, din punct de vedere uman, bineînțeles, a diavolului. Da? Țineți minte Iago. Pe de altă parte, Satanas este un cuvânt de origine satană, un cuvânt de origine ebraică, care înseamnă împotrivitorul, cel ce se opune, cel ce se împotrivește. Deci diavol și satana sunt descrieri de comportament.
Acum, cum spuneam, să nu zicem că diavolul este într-o chipare abstractă a răului, că e o poveste și așa mai departe. Încă o dată, oameni buni, este vorba de un tip de minte, ce cineva viu, foarte inteligent, foarte malefic și încă o dată cu foarte mare experiență. Țin minte pe Sfântul Efrem Catunachiotu, în clipa în care au venit niște studenți la el, mai ales de la teologie, erau, mai ales că erau de la teologie, și i-au spus Sfântului, Părinte Efrem, nu credem că există diavol, nu e așa o poveste. Și noi ne așteptam ca Sfântul Efrem să spună de la Sfinții Părinți, din teologie, de așa mai departe. Și eu zic un lucru foarte simplu, nu credeți că există diavol? Bine. Veniți trei luni aici în pustie, intrați în programul de ascultări și discutăm după aceea. Înțelegeți? Deci în clipa în care omul este depărtat de mâzga cotidianului și încearcă să facă o viață, încearcă să ducă o viață duhovnicească, încearcă să se apropie de Dumnezeu și se curățește mintea, atunci să vedeți voi ce abstract este diavolul. Nu este abstract deloc. Dar cum spuneam, să nu vă fie teamă de el, pentru că nu poate să facă nimic. Are nevoie de învoirea omului ca să poată să lupte. Are nevoie de consimțământul de gând și din cauza asta diavolul totdeauna caută consimțământul de gând. Spun Sfinții Părinți că diavolul este ca și un câine legat de învierea lui Hristos. E, dacă păcătuim, dacă intrăm în raza lui de acțiune, e ce dorim mai, atunci o să ne muște, bineînțeles. Totdeauna trebuie să ieșim afară prin spovedanie, cum spuneam, prin pocăință. Acum, niște dovezi ale existenței diavolului. Țin minte pe Părintele Constantin Galeriu, un loc cu viață foarte duhovnicească, care făcea tot felul de conferințe. Vorbea despre iubirea de Hristos, despre iubirea de aproape, despre rugăciune și așa mai departe. Nimeni. Erau 31 cuc, să mă iertă Dumnezeu. Și s-a întristat pentru Constantin și la un moment dat a pus un afiș care scrie duminică la ora 5 o să fie diavolul în biserică. Fraților, a fost full în biserică, deci a fost toată biserica plină, nu putea, parcă era în tramvai, se mete cu Dumnezeu, păi și la geamul și așa departe, vede pe diavol. Atunci, Părintele Constantin cu mult zăduf a spus, bine, băi, pentru Hristos n-ați venit, am venit toți pentru diavol. Înțelegeți? Cine a făcut acest comportament așa foarte, foarte distorsionat, foarte absurd, pentru că toată lumea știe, sau mă rog, toți credincioșii care au venit la biserică știau că Hristos este Mântuitorul, Hristos este Dumnezeu Atotputernic, nu diavolul. Înseamnă că a fost o minte care le-a suflat tuturor să meargă acolo, o minte care este malefică, o minte care iubește mai mult pe diavol decât Hristos. Este însuși diavolul, sau mă rog, unul dintre ei. Acum, asta, o altă dovadă a existenței diavolului este tendința de a se ascunde cineva, să-mi spun starețului, să-mi spun duhovnicului, să nu mă spovedesc. Bun, ce o să-ți facă starețul? Ce o să-ți facă duhovnicul? Să te omoare? Ce o să-ți facă? Nu că nu pot acum și așa mai departe, nu poți, 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 crede-mă că poți. Dar doar că tu nu vrei, tu crezi că duhovnicul o să vadă nu știu cum și o să te faci de râs în fața duhovnicului. Fraților, credeți-mă pe mine, atâția ani că știu spovedanie și așa mai departe. Fraților, tot alea sunt. Nu o să informați pe nimeni nimic la spovedanie. Și mai ales la spovedanie, omul apare foarte măreț, foarte duhovnicesc, foarte înalt. Un om care se spovedește este un om fenomenal, un om nobil. Dar, cum spunea, vine această minte malefică și ne pare tot felul de înșelări în cap, cum o să mă vadă și mai departe, astfel încât omul să nu primească sfat. Să privească sfat și încerca să merge la duhovnic, să vede ce război de gând o să aveți. Că nu, acum, gata, date, că acum ne-a încheiat toate astea. Înțelegeți? Și în clipa în care spui unui monah care nu merge bine sau unui monahic care are probleme, spui, tu te și spune lucrul ăsta foarte simplu, magii starețe sau la Părintele Starețe. O să-ți dea 512 de îndreptățiri. 1024 de îndreptățiri, că nu acum, că nu știu ce, că trebuie așa mai departe. Și acolo vezi că cu toate că este un lucru minor, efectiv minor, da. Și după asta, după ce îți ies pe real și o convingi, îl convingi să meargă să spună, după aceea vede că n-a fost nimic, niciun fel de problemă și chiar starețul sau stareța
o să zâmbească. Dar ce vezi că, într-adevăr, a fost iarăși această minte malefică, străină de noi, rău intenționată, care totdeauna încearcă să izoleze pe oameni. Încearcă să izoleze pe oameni și mai ales de instituția Harului, de sursa Harului, care este duhovnicul, sau, mă rog, în cazul monahilor, starețul, stareță, sau un om duhovnicesc, cum Ava. Da. Și Domnul a știut foarte bine asta, pentru că Domnul a zis, iată judecata, că oamenii au preferat mai degrabă întunericul decât lumina, că faptele lor erau viclene. Viclene, înțelegeți? Da. Deci noi totdeauna când avem influență demonică, totdeauna încercăm să ne ascundem. Și dacă vedeți că aveți o faptă pe care nu doriți să spuneți, nu doriți să o ascundeți față de Dumnezeu, față de duhovnic, aia faptul viclean, aia trebuie spus. Exact acea faptă trebuie spusă. O altă dovadă a existenței diavolului, dincolo de ascundere și dincolo de cele pe care le-a spus cu Iisus, este faptul că totdeauna pune pe primul plan afacerile, cumpărăturile, viața lumească. Cineva poate să se uite la televizor sau pe internet cu orele și în continuu, nu spuneam și în alte dăți, în continuu facem scroll și nu putem să ne rugăm 50 minute, că nu avem timp, că sunt obosit, că așa mai departe, nu acum, și la muncă. Deci, muncă, frate, spuneți o rugăciune 5 minute, încă o dată insist. Nu, că nu avem timp, că trebuie să alerg. Nu, deci, câte ore aveți pe zi? Câte ore de lucru aveți pe zi? 8 ore? 10 ore? Poate unii chiar mai mult să-i ajute bunul sau. Bun, în astea, faceți un loc de 8 ore, 8 ore fără 10 minute. Chiar așa nu aveți timp. Nu, o să vedeți că există presiunea asta să nu vă ocupați de rugăciune, să nu faceți 5 minute o rugăciune. Da. Dincolo de asta, bineînțeles, o altă presiune unde se vede iarăși diavolul, această minte care luptă în continuu pe om, neobosit și cu furca, în cazul să fie reprezentat prin icoane cu furca, diavolul nu are furca, pentru că, după cum spuneam încă o dată, este netrupesc, este un tip de minte, expresia asta o repet ca să ne intre foarte bine în cap, dar este cu furca în sensul că ne forțează să nu avem timp, să nu mergem la biserică, dacă duminica, de sâmbătă avem zi liberă și duminica prefer să dorm după o zi liberă decât să mă duc la biserică. E de unde asta? Nu este asta de la o forță străină care îmi exacerbează la o minte străină care îmi exacerbează lenea, îmi exacerbează plăcerea de sine, lucezeală. Mai bine stau acasă, mai bine voi de ce fac. Și n-ai ce face acela. Decât să mergi la biserică și dacă o să mergi la biserică, atunci va fi ca 5 minute. Cât timp mai este, cât mai fac, ce se întâmplă, așa mai departe. Înțelegeți? Și asta o să vedeți, iarăși, și legat de biserică și legat de programul de rugăciune de acasă, o să vedeți că în clipa în care vă rugați, și cred că știți ce care vă rugați, că mintea zboară, mult este zgârțită, mult mai mare, mult mai într-un la un nivel mult mai mare, mult mai mult decât atunci când nu ne rugăm. Deci când nu ne rugăm, suntem liniștiți, stă foarte bine. Imediat ce începem să ne rugăm în biserică sau acasă, imediat apare probleme, mitraliera. Focul de altireri. Înseamnă că există o influență malefică, adică răuvoitoare, inteligentă, nu? Care seamănă cu mintea noastră, nu așa? Și cred că nu-i place rugăciunea. Asta e diavolul. Pentru că atunci începe să ne gândim la toate, ne vii rezolvări la toate problemele și așa mai departe. Înțelegeți? Și altă dovadă a existenței acestei inteligențe malefice este dacă sunteți în biserică la slujbă, mai ales dacă e așa puțin mai dimineață sau mai seară, să vezi că o să vă pălească un somn, ne pălește un somn de fenomenal, în motiv cât mai ține, ne uităm în stânga, în dreapta și toate astea. Însă după ce ieșim de la slujbă, suntem foarte proaspeți. Foarte proaspeți, da. În biserică nu mai putem de somn, ne cad ochii în pumne să mergem pe Dumnezeu, că spun așa, pe când mai aici ieșim afară, suntem freși. Sfântul Dionisie de la Colciu, să știți, chiar vedea pe diavolul cum cățuiește în biserică. A văzut o vedenie, o viziune duhovnicească cum îi cățuia pe părinții în biserică și cu părinții toți adormeau. Cine nu știe, cățuia este un fel de cădelniță care, așa ca și un păhărel, care se mișcă și îi tămiază pe părinții. Și diavolul făcea asta cu o cățuie și îi înneca pe părinți cu fumul necăcios și toți dormeau.
Știți că se întâmplă asta. Foarte probabil știu că unii din, cel puțin unii dintre voi au experiența acestui somn nenatural, de origine demonică, care se întâmplă la slujbă și mai ales la Evanghelie. Sau că se citește ceva foarte important. Bun. Dar să știți că dacă ne silim și ne rugăm în biserică, adică spunem că Doamne, am venit pentru Trine Hristoase, am venit pentru Mântuitorul cel atotputernic și deci să fim interesați de ce se citește, să fim cu zel, atunci să vedeți că somnul o să plece și energia demonică o să plece. Și trebuie să ne facem și semnul cruce și lumea care ne face semnul cruce să vedeți că pleacă toată această energie demonică. Da. Foarte important, bineînțeles, în biserică, să termin puțin și cu tema asta a somnului, ca să nu ne luptă diavolul, așa? Când stăm în strâmb. Deci avem grijă capul să fie verticat, să nu fie cap așa, pentru că dacă ne cade capul, atunci o să vedeți că este unul dintre cele mai bune mijloace de a adormi. Pentru că în clipa în care capul este la orizontală, în clipa respectivă se transmite un impuls psihologic, un semnal psihologic foarte puternic, că trebuie să ne odihnim. Deci în cazul ăsta, dacă se poate, bineînțeles, în picioare, dar dacă stăm jos, este bine să stăm jos pe partea de sus, nu vă pot arăta, strana se basculează, probabil că o să vă pun o mică filmare, strana se basculează, stăm pe partea de sus a strânii, dacă nu putem chiar să stăm în picioare. Partea de jos este iarăși o parte foarte odihnitoare și pentru tineri, mai ales, adorm imediat, bineînțeles, cu ajutorul diavolului, că apasă pe butoane. Iarăși un alt punct de să vedeți că diavolul vă luptă este când citim cărțile duhovnicești. Deci, încercați să citiți, să vedeți că nu am chef, nu acum, nu înțeleg nimic, ce scrie aici. Cum nu înțelegi? Nu ești om, înțelegi ce scrie, rămânește scrie. Sau mă rog, limba maternă, fiecare. Dar diavolul luptă foarte, foarte puternic acolo. Pe filme ne putem uita nu știu cât, dar o carte duhovnicească, mai ales Sfânta Scriptură, nu o să putem să luăm în mână, că nu avem timp. Încercați să vedeți. Și o să vedeți și la biserică. Vedeți și la biserică, o să vedeți. Încercați să vedeți. Mergeți la biserică, duminică, liturghie, să citește Sfânta Scriptură, bineînțeles, Noul Testament. Când o să ieșiți afară, ați uitat tot. Fapt, o să uitați tot, vă spun eu, în 20 de minute, în 15 minute. Uitați tot. Dar noi, fraților, Sfânta Scriptură este cartea sfântă. Este o carte de aproape 2000 de ani. Este cartea cea mai copiată, cartea cea mai celebră din toată Antichitatea și din tot creștinismul și pe Mapamon. Este cartea cea mai influentă din toată istoria omenirii. Înțelegeți? Nu ne interesează ce spune cartea asta totuși. Cuvântul lui Dumnezeu. No, păi când ești în afară de la slujbă, nu ai acea aminte de absolut nimic. Întrebați pe copiii voștri, pe părinții voștri, mă rog, pe prietenii voștri, ce s-a citit astăzi la Evanghelia de la liturghie? Și să vedeți că nu știe nimeni. Dar știrile, problemele la serviciu și scandalurile și toate astea, imediat o să vedeți. Deci ne aducem aminte cu toată claritatea. Toată claritatea, cu toate că sunt ceva efemer și nu aduce nimic nou. Dacă ne gândim încă o dată la știrile și la probleme și mai departe. Înțelegeți? Și oricum nu le putem rezolva aceste probleme în timpul slujbei sau, rog, imediat ce ieșim de la slujbă. Bun, cum dispare Sfânta Scriptură din mintea noastră? Nu datorită faptului că este o influență care este absurdă, este inteligentă și care nu-i place Sfânta Scriptură. De vorba, cum spuneam, cineva inteligent și viu. Da, asta este. Deci, și trebuie să știți că diavolul luptă foarte mult, cum spuneam, pe tema, încă o dată revin, pe tema cunoștinței, dincolo de Sfânta Scriptură și tema spovedanii. Dacă îi spun omului, du-te și spovedești, nu, că nu pot acum așa mai departe, înțelegeți? Omul știe că e bine să se spovedească, dar nu vrea, sau se spovedește foarte rar. În normal, omul ar trebui să se spovedească în fiecare săptămână. Bineînțeles că asta unii o să plătesc enorm de des, dar hai să zic o dată la două săptămâni. În ultimă instanță, o dată pe lună, în ultima instanță. Fraților, nu să ne spovedim o dată la 4 luni sau de 4 luni pe an. Nici vorba. Acum, de ce am vorbit de diavol? Pentru că trebuie să știți că acum am postul mare, mai ales a doua jumătate, o să fie ispitele mult mai mari și mai ales în apropierea Paștelui.
Pentru că Paștele este o sărbătoare foarte mare și o să vedeți pe diavol cum încearcă să ne facă să trăim Paștele cu tristețe. Cu tristețe. Deci din cauza asta aveți grijă în apropierea Paștelui, că o să fie certuri, să fie neînțelegeri, să fie tot felul de lucruri de genul acesta, astfel încât să nu sărbătorim Paștele. Și din cauza asta, mare atenție să ne rugăm, frate, să nu păcătuim dacă păcătuim nespovedim și nespovedim în ultima clipă. Da? Așa, din timp să ne spovedim, astfel încât să ne putem împărtăși, să nu escaladăm conflictele, fiind grijă să nu deschidem gura când suntem mânioși. Foarte important asta, dacă suntem mânioși, ținem gura închisă, spun Sfinții Părinți că prima victorie împotriva mâniei este să locască în gât. Da. Dacă nu putem să ne abținem, plecăm, dacă zicem, draga mea, dragul meu, iartă-mă că sunt tulburat, acum să sunt pe altă dată. Și să avem grijă, cum spuneam, cu apropierea Paștelui, să nu avem foarte multe pregătiri de Paște, să le facem lucrurile din timp, să nu lăsăm treburile pe ultima clipă. Înțelegeți? Și totdeauna să ne gândim că ceilalți încearcă să facă bine, să nu știu, nu pot, nu le iese. Și ei sunt luptați de diavol, din cauza să iubim pe toți, să iertăm pe toți, astfel încât să fim liniște și să avem un Paște fericit, să-L trăim pe Hristos și înviat. Paște fericit tuturor, să ne ajute Bunul Dumnezeu și să nu ne ocupăm atât de diavol, că nu poate să ne facă nimic dacă nu are consimțământul nostru, dacă nu are consimțământul nostru și să ne spovediți. Așa să ne ajute Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.